fiți supărați, nu fiți triști că sunteți așa puțin. Ei sunt mai mulți. Să știți că gusturile se aleg. Trebuie să ai o educație, trebuie să ai școală, trebuie să ai bună dispoziție și să fii pozitiv. Atunci ești remarcat și iubit de toată lumea. Am avut această bucurie să îl întâlnesc pe Nenea Florescu la pavilion, la expoziția de carte. Dânsul m-a salutat, m-a strigat, mi-a prezentat-o pe Vale, pe fata dumnealui. Ne-am îmbrățișat, am făcut poze și a fost o întâlnire care a fost de suflet. Eu sunt fascinat de lumea care a dispărut, de lumea marilor actori, de lumea marilor scriitori, pentru că i-am prins și mă uitam ca la niște zei. Când profesorii mei treceau pe culoarele institutului, eu mă lipeam de ziduri. Sunt fericit că nu sunt profesor la institut, acum tot eu m-aș fi lipit de ziduri când trec studenții. Ce să vă spun? Haideți să o luăm pe rând, să începem să ne bucurăm, după aia să lăsăm pe Nenea Florescu să ne spună ce știe el mai bine despre oamenii pe care i-am întâlnit și despre urma pe care o lasă. Apropo de asta cu ProTV-ul, ce vă spunea doamna Valia Dinaurea, am soția mea, care e tot actriță la Teatru Notara, Luminița Orca, și cu care am două fete gemene de 10 ani. Într-o zi îmi spune, n-am era și cu niște flori pe acasă. Măi, lasă, o să-ți iau, uite că am uitat. Bine, mă duc, îți iau. Duc a doua zi fetele la școală, iau flori, văd flori și îl întreb pe un țigan care era la marginea pieții cu băiatul, îl întreb, măi băiatule, cât costă garofițele astea? Să trăiți, băi, stăi, zice, 5 lei, 3 fire, dar la 10 fire, la 7 fire, 10 lei, cât îmi dai restul. Hai mai este că și una așa și e gratis. Bine, hai, dă-mi de pară. Nevastă sa, zice, dă un tren de fir, nu vreți? Am dat fir cu garofițe, n-am mai comentat, n-am mai zis nimic. El îi zice, taci, fă de îndură, tu știi cine e ăsta? Ia să uite la mine, să uite, nu, e fundalul de la ProTV, fă-vate. Așa că, vedeți că suntem recunoscuți. Și dacă toți suntem aici, trebuie să vă spun printre ultimele bancuri, dragi mie, un grup de arheologi de etnie română au descoperit un sit la marginea Bucureștiului. Au găsit urme de cupru datând din ianuarie 2012. Să vă spun că l-am întrebat și pe Nenea Florescu dacă l-a cunoscut. L-am întrebat, dar eu știam că l-a cunoscut, pe Șaran, care prin anii 70, când eu debutam în forță cu Berghint la institut și apoi la Întara, am rămas direct cu familia tot. La el mergeam toți actorii. Aroma. La Patria. La Patria. Așa se chema, Aroma. Aroma, da, da. Și mergeam la el, vedeam așa, la niște din aia rusească cu etichetă roșie, mai aveți așa să luăm și noi să dăm la copii acasă. Și, da, du-te și spune că să-ți dea realitatea mea. Mergeau toți actorii acolo, dau o cafea la el în față, la prăvălie, cu Nenea Chichi Brezeanu, cu Dinu Lucian, cu garda veche de actori a Teatrului Notara. Oamenii care pe vremea aia mergeau la cafea. Ulterior au început să se ducă în alte locuri. La Atene Palas, unde se consumă alte lucruri. Trebuie să aflu că n-am aflat încă, nici n-am vrut să citesc cartea, o iau cu mine în concediu pe care am cumpărat-o, cartea lui Nenea Florescu. Vreau să aflu de la dumnealui cum erau mari artiști ai vremii, pentru că eu i-am cunoscut cea mai mare parte a lor erau super generoși.
iubeau tinerele talente, le încurajau. Am jucat cu Amza în ultimul film în care a jucat el, după aceea a murit, chiar înainte de premieră a murit și a apărut cu Negru, Itenar Negru. L-am întrebat Vainic, domnule, vreau și eu un băiat tânăr, unul mare, uriașul Costică din intrusul al Marin Preda, Imposibila iubire. Îl avea pe Șerban Enescu, avea pe Tora, pe Șerban Enescu pentru Călinsul Rupăceanu, n-avea uriașul Costică. Și Amza i-a spus, am eu un băiat foarte bun, Valentin Pedosiu, iar e la mine, e la școală, nu eram băiatul lui, eram la clasa paralelă, pentru că și eu mi-aș fi dorit să fiu fie la Amza, fie la Marinu, și atunci au fost primii lor ani de profesorat, dar nu aveau dreptul să aleagă și atunci decanul a zis, eu aleg primul, și așa m-a ales pe mine, pe Pintea, pe generația mea de aur. Ceilalți au dus la Marinu și la Amza și am rămas, iată, din ce în ce mai puțin, s-a dus și Șerban Enescu, cu care am debutat și cu care, printre ultimele filme, absolut extraordinare, umilința lui al unui băiat tânăr care a debutat în lung metraj, care a ieșit absolut excepțional filmul, chiar vă rog să-l vedeți, s-a stins. Un om care mai avea atâta de spus. Jumătate, Adrian Pintea s-a dus, jumătate din colegii mei s-au dus, ba chiar unii au murit pe treptele institutului. Haideți să ne mai amuzăm puțin. Gheorghe Dinică, eu am fost ultimul lui mare prieten, mă iubea foarte mult și îmi zice la un moment dat, pe vremea când vedeam probe la Iorga, păi știu de... Dania Gigi. Am auzit că joci pe Iorga. Dania Gigi, se pare că da, că numai eu am dat probe. Iorga, e o idee. Dania Gigi, și ce idee frumoasă. Dacă mi iese rolul, aveam jumătatea vârstei de Iorga, 35 de ani. E cum dracu să joci tu, uite! Avea un număr absolut nebun. Și mi-a spus așa, dacă vrei, te învăț. Dacă ești bun, nu o să-ți iasă. Dacă mă asculți, o să-ți iasă. Și mi-a povestit cum se afla Nicolae Iorga în Parlament, ca de obicei când el era la tribună, decapita un dușman invizibil cu degetul arătător, Parlamentul era în flăcă. Jumătate cuituiau, jumătate la urlau, îl ovaționau. La un moment dat, îi pică ochii pe Ionel Brătianu, care stătea impasibil în rândul întâi, așa, și se uita la el. Și zice, domnule Brătianu, ce ai învățat dumneata la Parisia? El vă da ușor cu voce de scapete și grasea. Domnule Brătianu, ce ai învățat dumneata la Paris? Asta ai învățat, să stai așa? Ce ai învățat dumneata la Paris? Și Ionel Brătianu răspunde liniștit, măsura, domnule Iorga, măsura. Pentru că era inginer topometrist. Absolut senzațional. Mi-a dat mult de gândit și am fost foarte interesat. Șase luni m-am pregătit, mă uit cum se fac filmele astăzi, nu-mi vine să cred. Să știți că pare frumos, pare că suntem glumeți, că avem o viață minunată, că plutim. Iată, a venit și un prieten de-al meu foarte bun aici, mare producător de film, domnul Călin Furtunescu, care este un producător extraordinar de film și cu care am lucrat niște filme împreună și sper să mai lucrăm împreună. Nu e așa. Este extrem de greu. Totul se naște atât de greu. Fiecare creație deosebită, fiecare rol. De-aia eu nu sunt de acord cu scindările acestea din artă, între lupta dintre regizorii tineri cu regizorii bătrâni, actorii tineri cu actori bătrâni. Uite, o să vă invit să vedeți un spectacol extraordinar la toamnă la Godot Cafe, care se cheamă Prestăm Servicii Artistice. Pe vremea mea, pe diplomă scria licențiat în arte, în 78, când am absolvit. Din 80 scria prestator servicii artistice către populație. Așa scria și așa a scris până la Revoluție, până la aglomerația din 89, cum îmi place mie să-i zic. Da. Nu am făcut negru.
Da. Bine, stai jos acum. Și vă spun, nu pot să cred că nu mai există respect față de înaintași, față de mari actori și mari regizori. Ei sunt și noi, acum încep ușor, ușor să intru și eu în... De asta spectacolul este foarte iubit și pleacă lumea. Dom'le, am râs de m-am spart, am plecat plângând de acolo. Că dacă despre asta este vorba, este lupta dintre generații. Noi îi credem generație înfrântă de întrebări, de drogați, de decrepiți, de orientări sexuale diferite. Ei ne cred pe noi ramoliți, depășiți. Da, nu. Totuși, chiar dacă râdeți, nu au dreptate, să știți. De asta spun. Se fac tot... tot timpul au fost glume și răutăți vis-a-vis de mari așa în momentul, în orice domeniu. Scriitorii între ei sunt, și au fost și au avut un umor absolut extraordinar. Era un gen Fănuș, dar nu mai țin eu minte, mi-a spus Fănuș, prin anii 30-40, Dan Barbilian fusese legionar, simpatizant legionar și într-o duminică a scos la frunze în totoană. Și acest tip cu un om deosebit, de care eu nu mai mi-aduc aminte, am să încerc să aflu, îi spune, zice, Dane, te-am văzut duminica trecută la frunze. Da, te-am ieșit, am dat frunze din parc, din față. Dar aveai diagonală. Da, zice, dar de sub că aveam un cojoc. Aha, zice, cojoc secund. Fenomenal. Fenomenal. Haideți că vă mai spun, după aia mai trecem la o repriză de bancuri, să ascultăm și pe Nena Florescu despre minunile de oameni pe care i-a cunoscut. E că lumea nu mai are timp să râdă, să se bucure, să glumească, să vadă, să citească. A venit acum fata mea aici, de care sunt foarte mândru, Monica Teodosiu, și care a fost un copil excepțional. Ba chiar pe vremea când eram la medicină în examene, ea totuși citea alături de Avram Dostoevski. Pentru mine asta este o bucurie nemărginită. Mă chinui cu surorile vitrege mai mici, care au 10 ani, mă chinui ca porcul cu dovleacul. Zic, de ce n-aș citi, mă, 20 de pagini? Câte pagini ai citit, Katinka? 3. Acum ai citit 3 pagini în vacanță. Azi, da, de dimineață până acum ai citit 3 pagini până seara. Da, tu cât ai citit, Irina? O pagină jumate. De ce n-aș citi, mă, 20 de pagini fiecare? Mai bine, mai puțin decât deloc, tata. Ce să le fac? Dar le voi chinui, aspru voi fi cu ele. Pentru că știți ce le paște. Pentru că nu e vorba de ele, e vorba de o generație care nu citesc. Care au telefoane, ale mele au avut tabletă la 9 ani. Nepoțica lui Nenea Florescu are la 4 ani tabletă, e acolo în partea aia, o să vedeți cu o tabletă. Asta e viața, asta e ritmul. Nu trebuie să le ajutăm să descopere netul că suntem pierduți, adică nu vor mai citi niciodată dacă nu citesc acum. Niciodată nu vor mai citi. Să știți că încă nu s-a pierdut. Eu am o mare bucurie să mă duc să-l fac pe Nena Florescu din când în când, nu în fiecare dimineață, cum zice Vânsul, din când în când să beau o cafea la Vânsul și mă duc cu mare plăcere, nu pentru că e gratis, pentru că se bucură de bancurile pe care le spun și râde cu gura până la urechi și asta mie îmi place fenomenal, mai ales pentru un om care a trecut prin atâta. Să revenim la mari actori care făceau poante senzaționale. Unul din mari actori de la Bulandra, Jules Cazavan,
la un moment dat, unul din actorii tineri cu care juca a avut o depresie, o criză de nebunie, a luat o masă și a aruncat-o în public. A venit Cotescu, tânăr aspirant de la Iași, care a absolvit cu 10, Octavian Cotescu, marele meu profesor, șef de catedră, de la care am învățat enorm de mult. A venit, a fost distribuit, peste o săptămână se relua spectacolul, lumea își lua banii sau venea peste o săptămână să vadă spectacol. A ieșit cineva și a spus, vă rugăm să-mi iertați, dacă e un medic în sală, s-a întâmplat un accident, reveniți vinerea viitoare. Cotescu, Dumnezeu să-l ierte, avea niște emoții, era un rol, era un rol. Și era greu să intri peste noapte. I-am spus, Jules Cazavan, lasă, dragă, că nu e nicio problemă, te uiți la mine și eu ți-arăt cu privirea unde să te duci, mișcarea, dreapta, stânga, dacă e ceva, te chem și îți spun, nu e o problemă. Vine premiera și la un moment dat, premiera lui, a lui Cotescu, și la un moment dat se întoarce cu spatele la sală și îl întreabă din privire pe Jules Cazavan și îi face semn, vină încă. Și îi spune la ureche, discret, liniștit, și acum e masa și o arunci în public. Că acolo era un moment absolut, absolut groaznic, absolut groaznic. Mă uitam cu nebunia asta cu telefoanele mobile care nu se închid, mi-am ieșit din fir odată, sigur că nu e ok. Dar eram într-un spectacol mare cu Emil Hosu, Dumnezeu să-l ierte, cu Albulescu, cu Mălăiele și cu Viorel Comăniciu, cam în piesa ungurească unde e revolverul, un spectacol extraordinar unde cinci oameni de condiții diferite puneau mâna pe putere, pe revolverul acela într-un spațiu închis și îți dai seama fiecare cum reacționează. Când mă lua la interogatoriu bătrânul decrepit, sună pe un telefon în sală, dar sună cu o simțire fantastică. Nici nu s-a deranjat să-l caute, să-l scoată, să-l oprească, a sunat în neștire. Eu am mai spus două ori, deci după care i-am spus, excelență, să vă spun o fabulă. Un iepure avea un morcov, o vulpe avea o găină și un idiot avea un celular. Și a plecat. S-a ridicat și a plecat. E greu. Acum deja nu mai bag în seamă că ce se fac, să opresc, să stric spectacol. Au fost colegii de mei care s-au dus și au bătut, i-au dat afară, nu știu. Când ți se spune de 1000 de ori, închide, dă-mi telefonul, vă rugăm să închideți telefonul de mobilă. Nu se poate. Jucam la Scapino cu Mărăele, am jucat vreo 22 de ani spectacol, o comedie absolut nebună, făcută de Babija. Era Scapino, eram Argante. Și intram cu un sfert de oră după 10 minute după ce începea spectacolul. Când am intrat eu, la un moment dat, stăteam aproape de rampă și văd doi tineri care vin țanțul și așa din fundul sării la Teatrul Notara și nici măcar cum se obișnuia la film, să te apuci așa, să nu deranjezi, vin drepți așa și se așează în rândul întâi central, cele două locuri, la 10 minute, sfert de oră după ce a început spectacolul. Eu i-am preluat cu privirea, Mărele m-a văzut, s-a uitat și el, ne-am uitat la ei până s-au așezat și i-am spus, Scapino, hai să o luăm de la început. Și am stins lumina, am bătut gongul și am reluat spectacolul. Că au pierdut oamenii, să nu pierdă spectacolul dacă tot au dat bani pe bilet. Atâta s-a aplaudat până s-au ridicat și au plecat. Da? Mărele îmi zicea într-o scenă mie, zice, domnule Argante, dumneavoastră nu sunteți bou, porcul, cretinul, idiotul, măgarul? Și zicea mai aia, sigur, cum, eu? Nu sunteți un cretin, un dobitoc, un... Și mă prindeam că mă jignește și când mă prindeam și mă uitam așa gata să-l mănânce, se întorcea, nu zicea iepurașul, ca să o moaie. Iepurașul, mămăruța, fluturașul. Și într-o seară îmi zice, bondărașul. Și eu îl întreb, Scapino, pe ăsta n-am urât? A nebunit. Nu s-a mai putut opri, a râs cu lacrimi. Erau unii care îi provocau pe cei care se bâlbeau din când în când și zici, îi faci o ofertă de pariu, zice, pe o ladă de vin că te bâlbui din seară? Nu mă bâlbui. Avea și un monolog
un figurant de pe vremea Teatrului Armatei. Nu mă bucur. Pe la de vin. Vine asta, se concentrează, n-a dormit, n-a băut o săptămână, a venit, a spus absolut perfect tot ce avea, relaxat total, fără să se bucure. O propoziție jumate, două. Așa, cam așa un text. Relaxat și rar. Se uită la aia erau îmbufnați acolo, în Arlechin, iese din scenă și intră glorios să le zică ceva așa și le zice la revedere, la revedere. Și așa, pe pariu, că s-a făcut, că ăsta era pariu. Dragoș Pâslaru, care acum este, ați văzut, ați auzit de Dragoș Pâslaru, este undeva într-o peșteră, a fost la Frăsinei, este călugăr, l-a făcut Perica Venturiano prin anii 86-85. Aveam o suflor, o fată tânără, soția celui de la Sunet, care a făcut se filologia și era o plăcere să stai cu adevăr așa, finuță, așa. Se suie ei pe scenă, nu jucam în spectacolul ăla, și când vine rândul Dragoș Pâslaru, îi spune îi suflă, angel radios. Pâslaru se întreabă, domnișoare, la mine se închide textul, da? Mie nu-mi sufli, da? Așa ce răspuns, a zis, n-am știut, vă rog să mă iertați. Vine avantpremiera, intră Rică Venturiano, întuneric, schele, text nu-i mai vine. Angel radios nu-ți vine, că nu prea îți vine să zici angel radios, nu știa cum începe. Și o ia așa spre suflor, că să putea să uita, descoperea spațiul în care intra, că era și întuneric, și întreabă pe suflor discret așa, cum e? Cum e? Și suflor îi spune, mișto, bravo, felicitări. Multe sunt teribile și este una absolut senzațională cu Vraca, absolut senzațională, de pe vremea Teatrului Armatei, când Teatrul Armatei era condus de un colonel. Și l-a chemat într-o zi în cabină și a spus, George, spune-mi o poezie, era cu o doamnă acolo, ea spune o poezie, că am auzit că tu reciți frumos, zici și tu ceva, mă eminez cu ceva. Și Vraca s-a uitat la el absolut interzis, nu zicea nimic. N-auzi, mă, ce ți-am spus? Recită ceva, m-au zis că recită-te aici, doamna, și cu mine să te asculta. Și el se uită așa, bă, zice, tu n-ai înțeles ordinul? Că el nu era soldat, dar totuși era Teatru Armatei. N-ai înțeles ordinul, da? La care Vraca zice, bă, da, eu recit o poezie, dacă trageți și dumneavoastră odată cu tune. Absolut senzațional. Absolut. Iar la filmări, eu l-am jucat pe Iorga, la Constantin Vaini, și acolo la filmări mai făceam glume. De pildă m-am dus să aștepte fata mea cu nevastă mea la gara Sinaia. Când veneau și să mai stea și la Sinaia cu mine acolo la filmări. Și m-am dus la gara Sinaia cu o mașină de epocă îmbrăcată în Iorga, dar am tras departe de intrare, în lateral, dreapta așa. Și la un moment dat, pentru că eu fumam pe vremea aceea, nu puteam să fumez în mașina de epocă, că nu mă lăsa șoferul. Eram cu mașina de epocă, chiar cea echipei morții, numărul 13. Un număr, nu se spunea. Și cu numărul mașinii, neagră, exact, eu îmbrăcat, machiat perfect în Iorba. Ies din mașină să fumez o țigare, că trenul întârzia sau am ajuns noi prea devreme, până să vină fata mea cu nevastă. La un moment dat vine un ofițer, era vară, costum de vară, militar, cu o geantă diplomat maro, vine de să intre în gară, să uită și mă vede. Și rămâne trăznit. Eu am întâlnit țigare, m-am suit în mașină, au venit fata, nevastă, le-am pupat, am venit și am plecat. A stat acolo încă vreo 20 de minute când am plecat mașina și s-a uitat după mașină. Cred că și acum e acolo. Pentru că asemănarea cu Iorga era izbitoare. Și am zis, pentru că și Pâslaru era foarte bine machiat și în ochii se pusese atropină,
ca să-i facă pupila mare, i-am zis, bă, hai să mergem la BPD, în calea codului 27. Pentru că era, Vaini era foarte supărat că nu l-a lăsat să filmeze acolo. Și BPD a spus, dragă, vă las dacă declarați... Andrei. Andrei BPD, da. A nepotul lui, al lui Iorga. Vă las, vă permit să filmați în casa lui Iorga dacă casa lui Iorga devine monument, devine monument istoric. Nu se poate, domnule, eu sunt regizor, eu cu ce să vă ajut? Eu vreau să filmez... Le-a supărat cu povestea. Dar știu povestea. Drept pentru care am filmat și mai bine, am găsit o vilă la marginea pădurii, și mai dramatic, și spațiu pentru matara interior, pentru să filmeze, era perfect. Și am zis, bă, hai să-i facem o fasă lui Pitidi, să meargă păzlarul îmbrăcat în Sima, noaptea la 12, să bată la ușă și când deschide la ușa să-i zică, domn profesor e acasă și eu să mă duc pe la unul să-l întreb dacă m-a căutat cineva. În Iorga, bineînțeles. Cred că era o... Vă deschidea Alina Mungiu, ea n-a spus. Povești frumoase. Măcar cu ele să rămânem, dacă nu mai citim, dacă cafelele sunt extraordinar de scumpe acum. Citim? Da. Și fata lui a citit foarte mult și este o scenaristă extraordinară. Și pentru mine este o bucurie că sunt alături de ei și voi fi alături.